CSM Deva, a doua clasată în seria 7 din Liga 3 de fotbal, a jucat două meciuri amicale pe teren propriu cu formații de divizie secundă, câștigând cu 3-1 în fața celor de la CSC Schellimber și pierzând cu același scor cu Viitorul Târgu Jiu. Amicalul cu altă divizionară secundă, Ripensia Timișoara, a picat întrucât bănățenii urmau să plece în cantonament în Turcia și nu au mai venit la poalele cetății pentru a evita eventuale infectări cu COVID. Iar astăzi, CSM Deva a plecat în cantonament la Băile Herculane, de unde se va întoarce pe 8 februarie. Au făcut deplasarea 22 de jucători, din lot lipsind doar stoperul Iordache, accidentat la inghinali. La Herculane, unde nu se vor desfășura meciuri amicale, ci se va face doar pregătire fizică, a plecat și noul venit la Deva, mijlocașul Stan, jucător liber de contract, care a fost legitimat ultima oară la FC Universitatea Craiova 1984, iar vârful Caiondo va avea un program special de antrenamente, fiind accidentat la o mână. De când m-am apucat de antrenat, am aproape 17 ani de antrenat, la mine pregătirea de iarnă sau pregătirea de vară, cele 8 zile, 9 zile care sunt numai pregătiri bazate pe pregătire fizică și forță, da? Pentru că trebuie să acumulezi. Da, în momentul dacă aș face jocuri amicale din 3 în 3 zile, nu are rost să mai fac pregătire de centralizată, da? Pregătire centralizată, din punctul meu de vedere, trebuie să acumulezi, să pui bază pe partea fizică și partea de forță explozivă. Avem timp după acest cantonament, mai sunt aproape o lună și 5 săptămâni pe începe campionatul. Avem timp și de jocuri și de antrenamente, că după pregătirea de iarnă intrăm în ciclurile săptămânale, exact ceea ce se întâmplă înainte de competiție, da? Deci aceste 8 zile vor fi bazate numai pe pregătire fizică și forță. CSM Deva va juca, după revenirea de la Herculane, un meci amical cu Universitatea Alba Iulia. Jiul Petroșani, altă echipă din seria 7, a jucat un meci amical acasă, pierdut cu 1-0 de la Voința Sibiu, iar în această săptămână, miercuri și sâmbătă, va întâlni în deplasare pe Steaua București și FC Brașov. Cealaltă hunedoreană a seriei, Aurul Brad, și-a reluat pregătirile și are programat primul meci amical pe 12 februarie, dar adversarul încă nu a fost stabilit. Liderul seriei a noua, Corvinul Hunedoara, a câștigat primul amical al anului, 7-0 acasă cu Progresul Ezeriș și va juca tot pe teren propriu cu Șoimul Băița pe 5 februarie și cu Poli Timișoara pe 9 februarie și înainte de plecarea în cantonamentul din Antalya din perioada 13-22 februarie la retezatul Hațeg.